Cu electrocasnice intuitive gătești sănătos. Emisiune susținută de Electrolux. Bun venit la Starea Sănătății! Cei mai mulți dintre voi mă știți deja, mă iau foarte des de fast food-uri, oricând am ocazia. Aici, în podcast-uri, în discuții cu prietenii, e deja un hobby pentru mine, așa, unul care mă face enervant câteodată. Ok, nu doar câteodată. Și îmi asum, da. Am povestit la emisiune, l-am văzut pe unul zilele trecute, așa, 150 de kg cel puțin, stătea într-o mașină de 100.000 de euro în fața unei șaormerii, mușcând cu poftă dintr-o șaormă. Dăduse așa pe el, normal. Nu, exagerez. Întrebarea pe care mi-o pun de fiecare dată când trec pe lângă un fast food este, mă, oamenii ăștia care consumă zilnic așa ceva, pentru că sunt cam aceiași oameni, știu că obiceiul ăsta le va da în timp probleme pe care de la un punct încolo nu le vor mai putea rezolva? Nu cred. Și uite că din când în când universul îmi dă așa niște semne, așa se zice acum, nu? Că am motive întemeiate să fac ceea ce fac. Se studiază intens efectele negative pe care le au aceste locuri care ne livrează ceva care doar seamănă a hrană. Și nu se studiază doar partea asta de nutriție cu care vă bat eu la cap. Am dat de curând peste un articol despre pericolele drive-thru-urilor. Da? La noi, mă rog, mai multe drive-in-uri, da, tot acolo. Știți voi, locurile acelea în care te duci cu mașina și iei mâncare la pachet. Nu știu cum sunteți voi, dar pe mine mă sperie cozile care se formează la acele geamuri. Cozi care au fost mult, mult mai mari în pandemie, nu rare ori până pe stradă ocupând o bandă. Adică ok, acum 15 ani și eu le făceam ziua copiilor la Mac. Dar de atunci au apărut atâtea informații despre cât de nocivă e mâncarea aia. Există filme, documentare, dați o căutare pe Google, pe YouTube, au fost procese celebre, vezi cazul Jamie Oliver versus McDonald's. Adică, serios, oameni buni, lucrați cu bună știință împotriva sănătății voastre? Sau pur și simplu nu dați doi bani pe sănătatea voastră, pe cum veți trăi în ultimii 25 de ani din viață. Da, că atunci se vede, e perversă partea asta cu alimentația. Nu se vede mâine dacă bagi azi nenorociri în tine, nici peste un an, nici peste 5. Dar peste 10 începe, peste 20 nu prea mai ai ce face, peste 25... ești numai prin spitale și cu punga de pastile după tine, victima perfectă a industriei farma. Ce mi s-a părut demn de împărtășit cu voi din acest articol e faptul că avem 3 motive serioase să evităm astfel de locuri și să le facem să devină istorie. Primul e cel cu care vă plictisesc eu, faptul că alimentele vândute la fereastră n-ar trebui să se numească alimente. Nu ne hrănesc, ne oferă doar calorii goale în cele mai multe cazuri. Iluzia asta că i-am oferit corpului ce avea nevoie. Nu insist aici, știți poezia pe de rost. Al doilea motiv important, poluarea. Ne plângem de aer irespirabil, sărim așa de fund în sus când vedem cum se dau peste cap senzorii care monitorizează calitatea aerului. Din când în când mai găsim și țapii spășitori, însă povestea e mai complicată și are legătură și cu traficul rutier. Sau, haideți să vă întreb așa, de ce n-avem bike-thru-uri în loc de drive-thru-uri? Să fie oare pentru că cei atenți la mediu și sănătate sunt mai atenți și cu ce bagă în ei? Cine știe? În orice caz avem motive serioase ca societate să nu mai petrecem atât de mult timp în mașini.
Amploarea pe care au luat-o aceste drive-thru-uri este, concluziona acest articol, simptomatică pentru o lume de la care trebuie să ne luăm adio. Una care distruge planeta. Și încă la noi nu sunt atât de multe. Al treilea motiv important este unul cultural. Ce ne spune acest mâncat pe grabă, în mașină, este că nu mai găsim timp, în goana asta dementă, pentru lucrurile cu adevărat importante. Mâncatul cu cei dragi. Nu cât aștepți la semafor în mașină. O prostie pe care am făcut-o și eu pentru mult timp. Și am tras după aia vreo 10 ani. Trebuie să ieșim din mașini și să intrăm din nou în viețile noastre, în viețile celor dragi, să fim prezenți și să ne bucurăm de hrană adevărată. Asta înseamnă să trăim. Vă aștept de luni până joi de la 10 fix la Starea Nației pe Prima TV. Cu electrocasnice intuitive gătești sănătos. Emisiune susținută de Electrolux.